Because all night long I drink a rum. Tam, 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 taram, taram, tam, tam. Stock banana till morning come. Harry Belafonte. Pff, hai ce melodie! Favorita lui socră mea. socru, eu nu l-am mai prins, Dumnezeu să ierte, era invidios, Vlade, era invidios pe Harry Belafonte, că îi plăcea la socră mea actuală, care urmează să facă 80 de ani. Și era invidios pe... Oh, na, na, Pentru că el cânta Banana Song. Și A. când cânți de banane... Ca și fac cu aspiratorul, nu? A? Dar nu mai suge aspiratorul. <laughs> <Eu nu> voi? <laughs> îl mai reluăm și în cafea de azi dimineață. Salutare celor de pe Facebook, de pe YouTube. Bine ați venit! E? ne pregătim de Paști 60 de lei. Carnea de miel. Tăiat, nu în viu. No, ce faci? Îl cumperi sau îl belești? Vorba domnului Pomohaci. Dragi mie, mie oile, dacă le bagă în strungă, n-are nicio rimă, dar poate să ne ajungă, poate să ne ajungă, da, toate e scump acum, ceapa, tot, orice e scump, uh, curățenie, că șapte din zece femei din România fac ele curățenia de Paști, trei din zece bărbați le încurajează. <laughs> Cafea bună de la Mihail, dată pe baimiecoffee.com slash Nicu Bendea, sănătate, ci că a plecat Xi Jinping, Xi Jinping, eu ți-o împing, eu ți o bag, eu ți-o Au fost trei zile în Moscova, s-au întâlnit cu Putin și au întrebat unde e Iliescu? <laughs> <laughs> Ne-a zis nu mă întâlnesc cu elementele astea retrograde. Președinții ăștia, mai. Claus Iohannis acum cred că e în Dubai sau se întoarce din Dubai 22 de călătorii cu avionul privat în ultimii 2 ani Frumos, cu escală la Sibiu, ca să-și ia scumpa lui soție, să oție la toți. Mm -hmm. <laughs> Asta este ce să facem. 100.000 de euro. 100.000 de euro e drumul. Drumurile. Da. Drumurile noastre, poate, se vor asfalta vreodată. Măcar președintele nostru, Iohannis, merge cu avionul și nu se împiedică. Uitați-vă la Biden. Cum o călca pe o scală de avion? Cum sunt împiedică? <laughs> Biden și zice, mai candidez. La ce mai candidați, domnul Biden? La, la, la senilul anului. Felicitări! Revenim la ale noastre. Să revenim la ale noastre că atâtea și uh, cicăniași de la un spital, ambulanța... Ambulanța a mers să cumpere saci cu cartofi. Zice, nu, no, pacienții vin pe picioare până la spital, dar cineva trebuie să aducă și cartofi. Că noi suntem pe locul 1 în UE, în Europa, la da și pagă la medici. Păi să le dăm bani, că ei au cartofi, morcovi, morcovi întregi. <gântul> Te mai gândești că la o școală din Gorjmă, Vlade, de la Amaradia, Roșia de Amaradia, în loc să primească elevii lapte cu corn, primesc kebab și pizza. Și la final întreabă doamnele și un energizant ar merge, ar merge și un energizant să fie mai, mai active elevii, chiar dacă nu învață, să mai fie, mai să-și vadă de treaba lor, nu? Tu, ce, ai tu ai fost în programul Corn cu lapte. Normal. Tu ai fost Ave făcut. Biscuiți cu lapte. Tu ai fost făcut prin program. <laughs> Primul corn. Primul corn și al doilea lapte cafeaua de vineri se încheie aici peste o săptămână, e ultima cafea din martie. Vă așteptăm sănătate, numai bine, toate cele bune. PS, Claus Iohannis, poate să vă aducă din China mult mai rapid și ieftin decât la poșta română. Doar scrieți -i. Morning come! Tam, 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 taram, taram, tam, tam. Socra mea se trăiește! Ce fereu câștigi! Socra mea trăiește! Niciodată nu-i perfect!